A venit autobuze cu polițiști, carabinieri, ce mai fie ăștia, trupe speciale la Parlament. În interior s-au adunat o majoritate, 60 de deputați, și au încercat să facă o ședință legislativă. L-au numit-o pe Zinaida Greceanu speaker, pe Maia Sandu candidat la funcția de premier, și acum au o pauză ca să stabilească cine vor fi miniștri. Înțeles că se vehiculează nume mai ales de ministri. Și presa au alergat în spatele Parlamentului să vadă cum au venit întăriri pentru forțele de ordine, pentru că în fața Parlamentului sunt doar vreo 3 carabinieri și atât. E neclar ce o să se întâmple aici. La Chișinău, Curtea Constituțională a declarat de dimineață că deja Parlamentul e nelegitim. Totuși, Parlamentul, cu o majoritate de 60 de aleși ai poporului, s-a întrunit azi, chiar dacă era stinsă lumina, chiar dacă secretariatul nu venea să-și facă datoria, chiar dacă și-a dat demisia secretarul general adjunct Igor Clipi, s-au întrunit, au votat, au semnat documente și au zis că noi, reprezentanții ai poporului, cu voința majorității, o alegem pe Zinaida Greceanu, speaker de Parlament, și pe Maia Sandu, candidat la funcția de premier. Înțeleg că Andrei Năstase va fi ministru de interne și vicepremier. Acum, după pauză, ar trebui să voteze și guvernul. Președintele Dodon, cred că e și el acolo, și imediat o să depună jurământ și o să intre în funcțiune. Probabil Curtea Constituțională o să zic că așa guvern și așa majoritate parlamentară nu e legală. Eu am identificat aici lângă Parlament niște pătrunjel și niște cânipă, nu-i așa? Da. Asta e clădire care era destinată deputaților, dar pe care a ocupat-o forțat veterani de război. Și după aceea, nu știu cum, tacit, s-a legalizat șederea lor aici. Deci vreo 100 de veterani de război stau acum în apartamentele destinate deputaților. Chiar acum la balcon îl văd pe unul, consătean al meu, Ion de la Pepeni. Сейчас могут даже прибыть сюда цуцики для того, чтобы попытаться что-то сорвать. Я не думаю, что это, конечно, хорошая идея, учитывая, что возле парламента находятся представители посольств Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Венгрии. Друг друга, да. Мишель Берберг. Да что фото? Это два, и Брега. Это два таких, да, ненавистных, как там, ну я не говорю, что я там блогер. Ну, если ненавистный, да. Сегодня, я думаю, что... Так и со стороны плохотнюка Пати, да, да, я... Ну, скапабел де уры, де ненависть, что ну, кураже с пенеми. Deci asta atmosfera la Parlament, presa e pe afară, înăuntru 60 de deputați și cu vreo câțiva angajați ai Parlamentului, foarte puțin poliție, decât cele 3 autobuze care le-ați văzut acolo. Săracii militari nu știu cui să subordoneze, nouul alesului ministru de interne sau fostului ministru. După епулет, да? Идемте лучше вот за тем начальник. Он, она в парламент идет. Кого мы хотя бы знаем, кого я помню. Да, и он уж тебе не спячал, а чьи. Карабинерис о субдивизионе полиции, который с окупой де ордене публика. Он фил де жандармерии молдовинеска. Очень много. Возвращаемся сейчас к парламенту. Мы буквально вы интересовались, что там плен парламент урмарит и телевизионер. Я видел, когда Диан директ ТВ-8
imagini din Parlament, chiar televiziunea aceea lui Dodon, Accent TV, iată, ăsta Amerberg relatează de afară tot pentru Accent TV. Probabil și publica lui Plahotniuc, că e acolo și transmite în direct, acum toți pot transmite pe internet, nu le trebuie neapărat car mobil. Noi, cum nu avem acreditare să intrăm în Parlament, relatăm de afară. Și afară, după cum vedeți, e răruț. Principala bătălie se dă acum în Parlament, în Curtea Constituțională, o să fie bătălii din astea juridice. Care și cum au calculat termenul de expirare a mandatului Parlamentului și tot așa. Ăștia, majoritatea de 60 socialiști cu blocul acum vor zice că ei reprezintă poporul. Ceilalți minoritari, 30 câți are Plahotniuc, o să zică, sau 31, nu știu de ce lipsește unul, o să zică că Curtea Constituțională, gata, o invalidat mandatul și Parlamentul nu mai e funcțional și că guvernul ales de voi nu e constituțional. Așa că lucrurile se vor complica la nivel de Curte Constituțională sau eu știu. Să vedem ce o să zică ambasadele, ce o să zică misiunile diplomatice străine. Și după aceea va trebui să decide poporul, fie la proteste în stradă, fie la alegeri, la alegeri anticipate. Cine o să creadă că sau o să decidă că are dreptate? Televiziunea lui Dodon pleacă, a lui Plahotniuc, Prime, primul canal de spălare pe creier, care retransmite și televiziuni de la Moscova. Și care e primul în grila MOL Telecom. Și care transmitea până acum politica Kremlinului. Și ați mai decis aici, că sunteți toți diferiți. Unul a votat pentru Dodon, unul a votat pentru Gimp, unul a votat pentru Maia Sandu. Atâția protestatari suntem. Și ați decis aici? Noi nu protestăm, noi... Am venit să supraveghem. Da. Sunt pentru Mihai Gimp, sunt vostru și voi fi cu toate că el a ieșit din politică, dar sunt cu el. Da, păi nici în Parlament nu a mai intrat, nu a trecut pragul electoral. Și apoi cum să fie pentru el? Și funcții să mai decid? A, deci mă tași dorește anticipate. Nu. Alegeri anticipate. Ok. Nu, după 4 ani o să fie alegeri ordinare. De exemplu, Gimp și Chertoacă, da? Să noi judecăm. Bine. Sunt niște simpatici. Și Gimp și Chertoacă n-au avut nicio funcție. Unul a fost primar general al capitalei 11 ani și altul a fost președinte interimar un an întreg. Și n-au avut nicio pârghie, nicio funcție, săraci. Hai să le plângem de milă. Deocamdată atât din fața Parlamentului, o să mai intervin dacă o să fie cazul. Carabinierii vin și ne filmează din când în când sau doar fotografiază pentru Mai TV. Nu ne temem noi de transparență, ei mai degrabă se tem de filmat. Cam atât am avut de relatat. O să mai fiu pe aici prin centru. Dar mod sigur nu azi se decide ceva. Abia după asta va fi bătălia nervilor. Cine are mai multe dreptate? Cine controlează Curtea Constituțională sau cine are majoritate în Parlament?